Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 227 din 366. Eu sunt Sorin Veșteman și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Toate cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Iar poziția acestora a fost decisă chiar de către voi prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana de pe zid pe care ți-o dorești. Să te uiți foarte atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Rabbit. Haideți să deschidem pachetul, să-l descoperim împreună. Trebuia să vă prezint acest pachet de Paște, dar nu am avut. Avem Bicycle Rabbit Playing Card. O grămadă de iepurași, 1, 2, 3, unul pe alb, unul pe gri și unul pe nude. Maroniu deschis. Bicycle cu ceva umbră pe fundal. Pe una dintre margini, Rabbit Playing Card, A Magical Time with Rabbit Enrich Our Lives. Așa și este, mereu când vedem iepurași ne îndrăgostim. Aircushion Finish Made in USA, finisajul cărților de joc scris pe cealaltă parte. Iar de desubt avem cod de bare GL Magic Company Designed by Liu Hainsi. Liu Hsini. Nu știu să pronunț acest nume. Iar pe spatele cutiei, un roșu superb, mi-aduce minte de Windeck, acest vișiniu. Și avem o siluetă de cap de iepuraș pe fiecare parte în oglindă. Și cei doi iepurași care stau bot în bot, foarte, foarte simpatic. Îmi place simetria de pe spate, sper la fel să fie și design cărților de joc pe spate. Deasupra scris poker și un sticker, exact acela Bicycle standard, pe care îl decupăm, deschidem cutia și ne uităm la cărți cum arată. Și ne așteaptă un design, parcă-s desenate de un copilaș, aceste desene. Aveam câte un iepuraș pe fiecare colț. Pare să fie un magician cu un frac, cu papion frumos, freză gen Jackie Chan. Și avem și o domnișoară pe cealaltă carte, tot așa un iepuraș îl ține în brațe. Și pe asul de neagră avem un iepuraș cu o pipă mare de neagră aici pe centru, foarte drăguț cu mov. Index și par să fie exact ca cei de la Bicycle standard. Nu mă așteptam să aibă desene atât de mari. Avem Black Dutch, doi iepurași. Opa, avem o grămadă de iepurași. Presupun că sunt rasele de iepuri. Eu nu știu dacă sunt de multe. Începe să-mi placă acum stilul de desen. A, dar ce drăguțe sunt picture cardurile, foarte simpatice. E un pic mai pueril pachetul, trebuie să recunosc. Dar îmi place, desenele au așa un fel de gradient pe ele, californian. Dar ce ciudat este acesta cu ochii roșii. Harley Quinn. Poate vedeți un iepuraș, vreo rasă și o recunoașteți fix acum. Poate ați căutat de mult să-i vedeți. New Zealand, Argent, Belgian Hare, deci că e kangur. Cinnamon, Rex. Uai, ce drăguț e. Foarte simpatice desenele. Mix, English Spot, English Angora, Himalayan. Ne minunăm împreună la iepuraș aici. Ah, ce drăguț. Aceștia probabil sunt și cei de pe spatele cărților de joc. Și ultimul iepuraș. Și acum avem design de pe spatele cărților de joc. Și iepurașii aceștia doi sunt un pic parcă mai roșii față de fundal. Mă așteptam să aibă aceeași culoare. Și avem o carte double back. O carte cu albastru, deci avem versiunea și pe albastru. Ambele culori îmi plac foarte, foarte mult. O să pun aceste cărți extra deoparte. Și am rămas cu 52 de cărți și acum putem să trecem la un evantai. Foarte bine pentru evantaie. Mi-ar fi plăcut totul să fie un pic mai spre margine partea de cifre, ca să se vadă mult mai bine, pentru că evantaiul a ieșit perfect. Dar datorită designului se vede mai mult alb, pentru că s-a dus mai către interior. Hai să vedem și pe spate, exact ce ziceam, acest roșu, siluete de puraș. Se vede foarte drăguț și la spread-uri, dar se vede mai bine dacă dai mai mare. Mi se pare că a lăsat cam mult spațiu aici și a făcut asta cam rotund. Din cauza asta trebuie să apeși mai tare și mai mult ca să se vadă mai frumos acest roșu. O să se vadă foarte frumos la evantaiul dublu dacă merge foarte bine. Și la evantaiele cu fiecare mână. Dar hai să vedem și la evantaiul simplu. Mă așteptam să văd mai puțin roșu, datorită a ceea ce am explicat legat de margine. Dar se vede foarte bine. Hai să vedem și la evantaiele cu fiecare mână. Exact, îmi place mai mult cum se vede aici. Foarte plăcut designul.
Mi se pare un pachet foarte bun să-l faci cadou pentru un copil, iar la inventarul dublu mă aștept să se vadă cel mai frumos. Da. Uite aici când ai marginile atât de mari și până și colțuri rotunde, când faci un evantai mare se vede excelent. Amenecă foarte bine, din nou îmi place acest roșu vișiniu închis. Pe margine cărțile sunt o idee spre fin, dar tot se simte un pic cam zgârie. Merge foarte bine pentru dribble. Nota 9 la dribble. Pentru springuri o să dau 9 sau 9.50. Mă decid la ultimul spring acum. O să dau 9.50 pentru springuri. Se îndoie exact cât trebuie, se separă foarte bine, îmi plac pentru springuri. Să le vedem și la un cut. Se văd foarte drăguți cărțile și pe față când faci un cut, cum apare așa cât un iepuraș diferit. Interesant și controlul. Sunt bine tăiate pe margine încât să le simți bine cum se desparte fiecare bucată atunci când faci un cut. Hai să mai facem încă unul. Foarte tare. Să vedem și cum sare iepurașul. Foarte, foarte mișto pentru aruncări. În primul rând, merg foarte bine. Se vede fine design de pe spate când se învârte. Acum am încercat să dau un pic mai încet. Aici mai dau încă una. Dar iese din cadru. Pentru aruncări, nota 10. Să le vedem și la Ale Power Spread. Chiar dacă ar fi mers un pic mai bine, o să dau nota 7 pentru Le Power, pentru că sunt margine foarte mari și se vede, deci cam dat zoom pe pachet. O să rămân, hai, 7.50 pentru Le Power Spread. Dacă ar fi să fac trucul cu acest pachet, aș face doar la copii, mi se pare foarte simpatic să le atrage atenția și îmi place foarte mult cum arată pe spate. Cu siguranță recomand acest pachet. Comentariul câștigător de astăzi este de la Dana Hânțoiu 3808 pe rândul 2, coloana 23. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, rândul 2, coloana 25, 24, 23. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajung următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. După cum te-am obișnuit, ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!